Spațiul cosmic este o oază infinită pentru oamenii de știință. De-a lungul timpului am reușit să descoperim lucruri pe care altădată le-am fi crezut imposibile, fapt care face călătoria și explorarea spațială așa de interesantă. Doar gândiți-vă la găurile negre. Ideea acestor structuri spațiale a fost introdusă la sfârșitul secolului al XVIII-lea. Totuși, Einstein a propus existența lor prin teoria relativității, însă nu s-a putut demonstra nimic concret la acea vreme, ci abia în 2019 am reușit să avem o fotografie care să ilustreze imaginea unui astfel de obiect. Așadar, descoperirile spațiale anuale sunt de fapt rodul muncii chiar a mai multor generații, noi doar având șansa să le examinăm și să ne minunăm de cât de impresionantă este lumea în care trăim. 2020 a fost de asemenea un an destul de reușit pe acest plan, descoperindu-se foarte multe concepte și structuri spațiale din care noi am ales 10 pe care vi le vom prezenta. Gaura neagră de dimensiune medie. Astronomii au descoperit o gaură neagră de 50.000 de ori mai mare decât masa Soarelui nostru într-un grup stelar îndepărtat. Această gaură neagră de dimensiune medie ar putea să ne ofere informații importante referitoare la modul în care găurile negre supermasive se formează. Găurile negre cu masă intermediară sunt obiecte foarte evazive, de aceea este esențial să se ia în considerare și să se exclude explicații alternative pentru fiecare candidat, a spus Dasheng Lin, membru al echipei spațiale, într-un comunicat. Deoarece găurile negre cu masă intermediară nu sunt la fel de puternice ca găurile negre supermasive, sunt mai greu de găsit, dar sunt o piesă incredibil de importantă a puzzle-ului cosmic. Astronomii suspectează că găurile negre supermasive, care sunt suficient de puternice pentru a înghiți grupuri de stele întregi, ar putea începe de fapt ca găuri negre cu masă intermediară. Arokot, cel mai îndepărtat corp ceresc explorat vreodată. Arokot reprezintă cel mai îndepărtat și primitiv obiect explorat vreodată de o navă spațială. A fost descoperit în 2014 de echipa științifică New Horizons cu ajutorul telescopului spațial Hubble. Sonda spațială New Horizons a înregistrat acest obiect ca fiind cel mai îndepărtat față de Pământ, aflându-se la 6,6 miliarde de kilometri. Analizând imaginile, descoperim un obiect cu dublu lob cu o culoare și o compoziție uniforme. Descoperirea unui astfel de obiect ne poate oferi informații decisive cu privire la modul în care s-au format corpurile în sistemul solar timpuriu. Folosind cele mai recente date imagistice precum și simulări pe computer, echipa misiunii a realizat o imagine a modului în care cel mai probabil s-a format Arokot. Analiza lor indică faptul că lobii acestui corp au fost odată corpuri separate care s-au format strângându-se între ei, ca mai apoi legile fizicii să se ocupe de ceea ce putem vedea noi astăzi. Undele cosmice. Razele cosmice își au originea în afara sistemului solar și sunt probabil formate în urma unor explozii, cum ar fi o supernovă. Aceste particule extrem de energetice constau în esență din fiecare element, de la hidrogen, reprezentând aproximativ 89% din spectrul undelor, până la uraniu, care se găsește doar în cantități infime. Nucleii sunt complet ionizați, ceea ce înseamnă că toți electronii au fost eliminați din atomi. Din această cauză, aceste particule interacționează cu câmpurile magnetice și sunt influențate de ele. Planete locuibile. Steaua T-Garden este una dintre cele mai mici stele cunoscute, de aproximativ 10 ori mai puțin masivă decât Soarele nostru. De asemenea, este mult mai răcoroasă, cu o temperatură de aproximativ 2700 de grade Celsius. Steaua T-Garden este o mică pitică roșie de tip M și, prin urmare, zona locuibilă pentru această stea este de asemenea mult mai mică decât cea din jurul Soarelui nostru, de exemplu. Dar, așa cum se întâmplă, ambele planete nou descoperite orbitează în interiorul acestei zone. Asta nu înseamnă neapărat că există viață acolo, dar arată că planetele sunt potențial locuibile, acest lucru depinzând și de alți factori, cum ar fi temperatura și atmosfera. Heliopauza. Heliopauza este granița heliosferei, adică regiunea sferică din jurul Soarelui. Heliopauza este umplută cu câmpuri magnetice solare și vânt solar alcătuit din protoni și electroni.
Ea se află la o distanță de aproximativ 123 de unități astronomice, adică cam 18 miliarde de kilometri de Soare. Forma heliopauzei este mereu fluctuantă și este influențată în cea mai mare parte de mișcarea Soarelui prin spațiu, care duce la o perturbare a vântului gazelor interstelare. Orbita Pământului și a tuturor celorlalte planete se află în heliopauză. Voyager 1, care a fost lansat în 1977 și a ajuns în 2012, este singura navă spațială care a traversat vreodată heliopauza. Aceasta reprezintă astfel o graniță teoretică în care mediul interstelar oprește vântul solar al Soarelui, iar trecerea acestei granițe este semnalată de o scădere bruscă a temperaturii particulelor încărcate. Planeta orfană. Vorbim despre o planetă a nimănui, neexistând stele lângă ea, iar distanța sa față de Pământ nu este încă sigură. Astronomii cred că în primele zile ale unui sistem solar, unele planete cu masă redusă au fost evacuate din prinderea gravitațională a stelei. Lucrurile pot deveni haotice în primele zile, iar interacțiunile gravitaționale dintre stea și toate planetele pot trimite uneori mici planete în spațiu pentru a se descurca singure. Tsunamiuri solare. Tsunamiul solar este un tsunami ca o undă de șoc formată și radiată de la Soare. Oamenii de știință au concluzionat până acum din studiile lor despre tsunamiul solar că ar putea exista erupții magnetice imense pe suprafața Soarelui, provocând turbulențe de particule încărcate electric în jurul suprafeței stelei, iar uriașele particule de încărcare se deplasează către toate planetele din jurul Soarelui. Găurile negre cu intenții bune. Găurile negre sunt cunoscute drept forțe destructive în univers, distrugând stele și folosind o gravitație imensă pentru a atrage gaze, praf și lumină. Dar astronomii au asistat la o gaură neagră care de fapt ajută la hrănirea și declanșarea nașterii stelelor în mai multe galaxii la mai mult de 1 milion de ani lumină de la originea sa, în timp ce găurile negre sunt cunoscute pentru a devora tot ce este prins în atracția lor gravitațională, ele eliberează de asemenea jeturi de material care aruncă particule cu viteza luminii. Observatorul Chandra a detectat de asemenea un nor de raze X în apropierea unui capăt al jetului, rămășițe din momentul în care o bulă de gaz fierbinte a fost încălzită de particule din jet, atunci când acestea s-au amestecat cu alte materii. Cercetătorii au stabilit că bula gigantică de gaz s-a extins și s-a deplasat de fapt pe 4 dintre galaxiile vecine. Când această undă de șoc de gaz fierbinte s-ar deplasa prin galaxii, ar strânge gazul rece din ele. Această interacțiune ar face să se formeze mai multe stele care se hrănesc din gazul rece. Cercetătorii cred că formarea de stele este de 2 până la 5 ori mai mare în aceste galaxii. Tatooine-ul din realitate. Imaginați-vă o lume cu doi sori precum casa fictivă a clanului Skywalker din Star Wars. Dar această planetă este orientată exact așa încât arată un soare eclipsându-l pe celălalt la fiecare 15 zile. Cel mai nou satelit NASA de vânătoare de planete a văzut o exoplanetă cu aceste caracteristici. Deși nu este probabil să fie o clonă a lui Tatooine, lumea uscată, nisipoasă și stâncoasă, în care George Lucas și-a început epopeea spațială de zeci de ani. Planeta poartă numele de TOI-1338b și este prima planetă care înconjoară un sistem de stele binare descoperită de noul satelit. Aceasta are de aproximativ 7 ori dimensiunea Pământului, făcând-o mai aproape de dimensiunea lui Saturn și, prin urmare, este mai probabil să fie un gigant de gaz nelocuibil decât un loc care găzduiește Javas ascunse și alți locuitori ai deșertului. După cum puteți vedea, descoperirile din spațiu au un ritm alert și ajută oamenii de știință să înțeleagă din ce în ce mai bine cum se petrec lucrurile în cosmos. Putem vedea cum progresăm în fiecare an și cum am reușit să stăpânim mai multe idei și teorii pe care până nu de mult le-am fi considerat scoase din desenele animate. Dă drumul la filmare. Cadru e ok? Sper că e bine că nu mai zic. Concepte și structuri spațiale din care... Cade. Cădea butonul, continuăm fără. Adu și mie sabia. Avem cum să includem asta în videoclip?